Masca facială și vaccin. Uitată de mai toată lumea, cele două urmează să devină must-have-ul toamnei. Anotipul schimbător pare să aducă noi bătăi de cap în lumea medicală. Pe larg, cu o viziune deschisă, dar și interesat de a documenta subiectul, domnul dr. Bogdan Ivănescu ne aduce informații de actualitate. Așadar, îi mulțumesc domnului dr. Bogdan Ivănescu pentru că, după mult timp, revine alături de mine în Rețeta Sănătății și discutăm din nou despre COVID. Căci, așa cum am spus și data trecută, sunt convinsă că o să mă revăd cu el atunci când o să auzim din nou din ce în ce mai mult de COVID. Și iată că începem să auzim. Bună ziua, bine te-am regăsit! Sau bine te-am regăsit! Bine. Da, bine ne-am regăsit. Sunt în acest moment la un eveniment public care probabil că va spori numărul de infectări cu noul coronavirus, și anume sunt la Cluj. Și așteptăm să vedem cum va evolua pandemia post-eveniment. Acum, nu știu, te-ai dus în calitate de petrecăreț sau te-ai dus în calitate de om care dorește să testeze experiența medicală post-întâlnire cu atât de mulți oameni? Pe vremuri se făceau teste pe propria piele. Am zis că uite ce scuză bună ca să merg să mă distrez și să fac și teste în același timp. Ești trecut și tu prin boală o dată sau de două ori? O singură dată a fost suficient, după care m-am vaccinat cu 3 doze și în acest moment au căzut în jurul meu prieteni și colegi. Se pare că încă sunt imun sau, mă rog, ori vaccinal, ori natural, nu putem ști acum la această oră. Deci nu am făcut-o doar atunci, COVID l-am făcut doar atunci în noiembrie 2020 și de atunci nu ne-am mai întâlnit. Da. E bine, nici nu-ți doresc că să se întâmple. Știi, văzând că numărul cazurilor este în creștere, m-am gândit să te caut și să vedem tu ce mai știi, pentru că tu mereu erai omul acela care venea și aducea informații mai de departe, și de peste granițe. Exact. Da. Și cumva ce spuneai tu urma să se întâmple în perioada următoare sau imediat următoare. Așa că întrebarea mea firească de la care și începem discuția este la ce să ne așteptăm din septembrie. Căci luna august este încă de concedii, este încă perioada în care lumea pleacă și apoi din septembrie vin și transmit ce au cules din stânga și din dreapta. Ideea este că, într-adevăr, anul trecut, dacă nu mă înșel, anul trecut a fost, da, am anunțat când începe, cu ce începe ultimul val mare, cu ce tulpină, când începe și tot așa am anunțat și când se termină. Și, din fericire, într-adevăr, asta se pot verifica pe pagina de Facebook a Dr. Mita, emisiunii medicale TV pe care o realizez, și se pot verifica. Acum nu mi-abrog dreptul de mama Omita, pentru că e doar un calcul matematic. Pe de altă parte, asta face ca predicția științifică bazată pe statistică să fie foarte sănătoasă și te dă rezultate. Astfel încât am scos globul de cristal și ceea ce pot să spun este că, având în vedere că s-au deschis și trei spitale militare, nu, secțiile a trei spitale militare s-au reactivat pe partea de COVID acum două zile, este clar că începe din nou să răsară. A avut un tempo pe scădere în timpul verii din motive legate exclusiv de supraviețuirea virusului în condiții în acestea dure, de ultraviolete înalte, de temperatură mare. Știm foarte bine că așa cum nu poți lua sifilis de pe capacul de WC-ul, nu poți lua nici SARS-CoV-2 de pe mânere sau locuri care au fost expuse încălzite sau expuse la soare. Deci de aceea ne-am bucurat de vară cu o scădere a numărului. Pe de altă parte, în acest moment vedem o creștere. Și această creștere se datorează faptului că nu mai există măsuri de protecție. Pe de altă parte, da, în septembrie va fi, nu știu dacă vom ajunge la 15.000 de cazuri pe zi în septembrie, dar e foarte probabil că în octombrie se întâmple aceasta. Sunt din ce în ce mai puține țări care să aibă target zero COVID. Singura țară reprezentativă, relevantă, care a rămas pe această politică, care este considerată defectuoasă, nesănătoasă, perdantă, de către OMS și de către instituțiile mari, CDC din Statele Unite, este China. China în continuare tinde să aibă un target de zero COVID, de aceea reușește să blocheze în casele lor milioane și milioane de locuitori.
Iar această strategie afectează din punct de vedere economic, psihic, social și orice alt punct de vedere populația. Deci, în cazul nostru, mă aștept, în baza ceea ce cunosc din Ministerul Sănătății, din ceea ce se discută acolo, să nu existe o politică de lockdown sau de restricții majore, iar aceasta este încurajată și de faptul că virulența, morbiditatea, hai să zicem mai bine zis virulența, că morbiditatea este crescută și este firesc că e crescută, pentru că, repet, orice virus tinde să aibă un traseu natural în viața lui, și anume este incredibil de agresiv, nu este incredibil de infecțios, dar e incredibil de agresiv. Pe măsură ce timpul trece, variantele de mutație merg către a fi foarte blând cu incredibil de infecțios. Și astfel încât orice virus își dorește să infecteze pe toată lumea, să nu omoare pe nimeni și să se transmită mai departe. Suntem cam în acest moment cu SARS-CoV-2, cu variantele actuale, la acest moment. Și nu ne așteptăm, nu vedem niciun motiv pentru care să se întâmple altfel. Deci, rezumând, nu mă aștept să fie lockdown-ul sau restricții majore. Ceea ce mă aștept este iarăși să trebuiască să purtăm mască, care este, oricât de neplăcut ar fi, este o măsură medicală, sanitară, sănătoasă în spațiile în care există persoane multe. Iarăși, spălatul pe mâini este vital. Nu vreau să mărturisesc și mă uit cu atenție și mă uitam și înainte de pandemie. Făceam o statistică tristă de altfel. Între 15 și 20%... Între 5 și 10% dintre bărbații care folosesc toaletele publice, de exemplu la mall, nu beneficiază și de partea de apă și săpun la final. Nu știu care este situația la departamentul doamne. Pe de altă parte, asta este o cale foarte simplă de a ne duce pe alte boli care să ne afecteze și să lase în praf acest SARS-CoV-2, care în acest moment a devenit endemic. Este endemic la nivel planetar. Așa cum iar spuneam, acum un an și jumătate, ăsta este mersul, pentru că populația n-a dorit să se vaccineze ca să eradicheze izvorul viral. În acest moment avem izvor de virus, rezervă virală în populație și în vecii vecilor, amin, nu vom scăpa de ea. Ce se întâmplă cu vaccinul? Pentru că, așa cum ai amintit un pic mai devreme de el, știm bine că cele mai multe centre sau toate centrele de vaccinare s-au închis. Știm foarte bine și reticența care a fost de partea medicilor de familie și știm că acum sunt foarte puține locuri în fiecare oraș în parte unde mai pot merge românii să se vaccineze. Recunosc, nu am urmărit gradul nou de vaccinare, nu știu dacă acum în ultima perioadă s-au dus să se vaccineze. Cei care nu au ajuns cu dozele și la cea de-a treia doză, unii dintre ei știu clar că nu au continuat schema de vaccinare și mai știu că am și primit acum o săptămână, două pe WhatsApp un link unde aveam posibilitatea să îmi prelungesc valabilitatea certificatului COVID până în decembrie. Lucru pe care l-am făcut, pentru că multă lume a făcut acest lucru, am făcut și eu acest lucru, deși mie mi-a expirat certificatul undeva în urmă cu câteva luni. Bine, tu ești un caz special. Sărim peste mine, nu doresc nimănui. Nu știu despre tine. Da, sărim peste asta și nu doresc nimănui cazul special. Cert este că, așa cum și alții și-au prelungit certificatul de vaccinare, același lucru am făcut și eu. Sunt două subiecte aici. Odată vaccinarea, dacă mai trebuie, dacă se face, dacă ne așteptăm la un alt vaccin. Și cealaltă întrebare, ce facem cu acest certificat care a fost prelungit în condițiile în care nu am trecut nici prin boală recent ca să obțin acest drept și nici nu m-am vaccinat din nou ca să obțin acest drept. O să-ți răspund la ultima întrebare, pentru că e cea mai simplă. Răspunde cum vrei. Ai simțit cum ți-a crescut imunitatea când ai dat click acolo și ți-ai prelungit documentul? Nu, am simțit doar că aveam rețea mai bună. Exact. Ce este pe hârtie este total nerelevant față de ceea ce este în corp. O prelungire automată. Hai să, ca să fiu blând și să zic care este de fapt ce este în spatele acestei prelungiri. Această prelungire a validității certificatului de vaccinare spune că în baza ultimelor rezultate sau analize sau interpretări, acoperirea vaccinală este un pic mai lungă decât se credea. Asta ar fi traducerea acestui act.
Deci el are o logică în spate. Am glumit acum când am zis că dacă dai click îți crește imunitatea, ca să fim foarte clar. Pe de altă parte, sănătos este să ne vaccinăm la intervalele recomandate și cele pe care știm că funcționează. O să fac o referire la o informație statistică de ieri, că azi zi prea devreme ca să știm lucruri. Ieri, 4 august, da, ieri, aveam 8.617 cazuri de noi infectați declarați și la ATI erau internate 283 de persoane. Ceea ce vreau să clarific și să spun cu tărie este faptul că din cei 283 de pacienți internați la ATI, 241 sunt nevaccinați. Deci, dacă nu ești vaccinat, ai o șansă de 90%, sau nu, hai să o formulez altfel, 9 din 10 persoane la ATI sunt nevaccinate. Nu trebuie să spun mai mult de atât. Și din păcate, mă așteptam să se păstreze această proporție, care de altfel a fost și în perioada... Și ce nu știm noi în statistica asta, da, nu știm în statistica asta faptul că eu presupun, bănuiesc, având educația medicală legată de partea de pandemie infecțioase, faptul că cei care sunt acei 10%, 1 din 10 care totuși vaccinați ajung, e mai probabil să aibă comorbidități, iar cei care sunt 9 din 10 să fie persoane cu mai puține comorbidități sau deloc. Pentru că sunt nevaccinate, au ajuns la ATI. Iarăși, pentru că mortalitatea e mai scăzută pe această tulpină și va continua, nu văd motive să se modifice, autoritățile nu vor face vreun gest de lockdown sau altceva. Totodată, ce vreau să reamintesc, noi ne obișnim cu toate lucrurile astea care sunt în regulă. Faptul că noi facem o infecție nu înseamnă că ne întrește imunitatea și că ne învață și că vai ce bine s-a așa antrenat mușchii la sală sistemul imunitar. Nu. Orice infecție care vine peste noi, pe excepția celor din perioada copilăriei care au un beneficiu clar, dobândirea imunității, orice infecție consumă din resursele sistemului imunitar. Deci dacă ești o fire bolnăvicioasă, așteaptă de la speranță de viață scăzută. Asta e atât de simplu și de... Deci nu te bucura că ai trecut printr-o boală și vai, ți-ai întâlnit orgasmul. Nu, ai trecut printr-o boală și a existat un preț pentru asta. Când la jocurile pe calculator era așa, ți-ai consumat din mana și o să fii tot pe minus. Și ne-am obișnuit cu COVID-19, pe de altă parte. Să nu uităm, mortalitatea în această boală este de 4 ori mai mare decât mortalitatea gripei sezoniere, ceea pe care o știam, că și asta a ajuns să fie un fel de gripă sezonieră. Acum ascultam și am urmărit o declarație a Ministrului Sănătății care spunea că o să avem de 4 ori mai multe probleme anul acesta cu gripa din toamnă decât aveam până acum. Orică e mai agresivă, orică o să fie mai multă lume vizată, dar e clar că va fi o toamnă bolnăvicioasă. Este... Nu mă aștept să fie mai agresivă, mă aștept să fie, este mai infecțioasă, asta e caracteristica și va fi din ce în ce mai infecțioasă, cu din ce în ce mai puțin gravă ca urmări. Pe de altă parte, acest din ce în ce mai puțin gravă ca urmări în momentul în care reușești să infectezi o pătură largă de populație și lași un long COVID, acel COVID urmări pe termen lung, care este o boală nouă, ne bucurăm de noi ca medici să studiem chestii interesante. Chiar sunt coautor la un studiu clinic care a fost publicat luna trecută legat de furtuna de citochine împreună cu, mă rog, autorul principal este doctorul Felician Stăncioiu. E o poveste foarte tristă aceasta prin care trecem legat de modul în care COVID afectează organismul nostru, iar ce se spune legat de faptul că vom avea de 4 ori mai multe probleme, este probabil un prognostic statistic care spune că pentru că vor fi foarte, foarte, foarte multe persoane infectate, se vor produce întreruperi în fluxul normal al producției. Pentru că și tu produci ceva și colegii tăi produc ceva, există un ciclu de bunuri, produse, servicii care se distribuie în piață, oamenii sunt plătiți pentru aceasta și în momentul în care apare un război, o pandemie sau alt lucru de acest fel, o inundație, lucrurile se dau peste cap și
ce faci tu dacă nu mai faci, va avea un impact undeva. E așa și aici. Dacă din cei 30 de colegi ai mei se îmbolnăvesc, nu știu, 7, cu siguranță nu, ceilalți nu pot să acopere. Și atunci vor fi probleme la nivel... Ne putem aștepta ca această pandemie să impacteze PIB. De fapt, am văzut cum a impactat PIB-ul, că toată planeta a fost în recesiune în momentul... Da, evident, simțim și acum. Ce avem ca și inflație se datorează războiului din Ucraina și pandemiei cu lockdown-ul pe care l-am cunoscut, cu toate urmările, creșterea prețurilor transporturilor și așa mai departe. Deci asta se datorează faptului că nu ne-am vaccinat. Foarte simplu, dacă e să punem deoparte războiul din Ucraina. Deci am înțeles, ar trebui să ne vaccinăm, fiecare să urmărească în ce etapă de... câte zile au trecut sau ce perioadă a trecut de la ultima doză și să se intereseze ce are de făcut. Însă putem să ne pregătim organismul cu vitamine, cu orice altceva, acum gândindu-ne și la gripa aceasta care este anunțată. Știm clar, din toamnă se schimbă temperatura și apar tot felul de decalaje și în organismul nostru, cu sau fără COVID. Putem să ne pregătim în vreun fel? Să răspund așa, am putea să fim pregătiți non-stop pentru orice problemă care ne-ar apărea. Noi nu trebuie să facem ceva, de principiu, noi trebuie să nu mai facem ceva. Și anume, dacă renunțăm la mici, dacă renunțăm, reducem cantitatea de carne, dacă mâncăm mai sănătos, mai cu bun simț, dacă reducem cantitatea de dulciuri, ca să nu zic că ar trebui să fie minimală, toate lucrurile astea sunt cele care tarează organismul și după aceea noi trebuie să luăm ceva ca să întărim. Nu. Dacă continuăm să mâncăm mici carne în general, să evităm legumele și fructele, degeaba luăm pastile cu pumnul, pentru că doar excipienții acelor pastile vor pune presiune pe ficat. Este o chestiune foarte simplă, nu este nimic științific în chestiunea asta, este o chestiune foarte simplă. Dacă luăm vitamina C cu toptanul, nu vom crește absolut nimic, pentru că este un prag maximal peste care oricât și un kil de vitamina C dacă luăm, nu ne face rău. De ce? Pentru că este hidrosolubilă și o urinăm. Am luat-o, am urinat-o. Deci doar psihologic ne simțim mai bine. Pe de altă parte, există vitamine liposolubile care se acumulează și care pot să producă probleme foarte grave, real, în sănătate. Ce sfătuiesc eu lumea este să facă sport, să mănânce bun simț, să se odihnească. N-am alte... Nu ne dorim creșterea imunității. Dacă ne crește imunitatea, facem lupus, dacă ne scade imunitatea, facem cancer. Noi trebuie să avem imunitatea acolo unde este ea, nu ar trebui. N-avem, e tehnic, e foarte dificil să umbli la nivel de imunitate. Poți face asta, de exemplu, un cancer, poți să-ți construiești o imunitate specială, sau, de exemplu, prin vaccin, poți să-ți construiești o imunitate specială, dar imunitatea nespecifică, asta pe care o avem noi toată ziua în noi, n-avem ce umbla la ea. Putem doar să o scădem. De crescut nu putem crește. Iar scăzutul ăsta se întâmplă așa. La festival, cum este acesta la care mă aflu, când te obosești, când consumi alcool, când faci efort fizică, dansezi sau cum se mai întâmplă în anumite pături sociale, iei droguri cu toptanul, asta doar poate să scadă imunitatea. De crescut nu avem cum să o creștem și iarăși ar trebui să evităm să o scădem sau ar trebui să evităm să ne dorim să o creștem. Pentru că a crește imunitatea înseamnă boală autoimună. Da, eu speram, deci nu avem ce face răspuns. Eu speram să ne putem ajuta cu vitamine, de exemplu, astfel încât să fie organismul nostru așa, un pic mai... să nu fie luat vitaminele așa... Sunt... Știi cum? Speram să nu fie luat așa slăbit de pe șezlong direct, să-l ia din picioare pregătit. De ce ar fi slăbit? Slăbit de faptul că, nu știu, de alimentație. Mâncă ai zis bine. Carne. Ok, da, ai zis bine. Are suficiente motive să fie slăbit. Și stresul, da, și stresul îl slăbește foarte mult. Da, pe de altă parte, vitaminele sunt eficiente și au fost inventate. Vitaminele sunt niște aminoacizi esențiali. Vitaminele au fost inventate pentru a rezolva scorbutul, de exemplu. Scorbutul este când mari mari plecau pe mare și mergeau săptămâni, luni de zile și li se trăneau fructele proaspete, citricele, cele care conțineau vitamina C, și puteau să le sângereze gingile, să le cadă dinții, înnebuneau, făceau demență și mureau. Vitaminele au fost inventate ca să rezolve avitaminozele sau hipovitaminozele, adică carențele de vitamine, nu să le iei tu ca persoană normală, sănătoasă și să sper că ți se întâmplă ceva.
Ok, uite, e bine că prin aceste întrebări aflăm și noi niște lucruri. Pentru că e clar că aveam percepții diferite. Sunt chestiuni de bun simț. Așa cum este promovat micul dejun sau cum au fost promovate vitaminele, evident că există producători care hipertrofiază, ca să zic așa, efectele beneficiile. Și ca să nu mai zic că există producători, hai să nu dăm vina pe ei, că populația singură și-o face cu mâna ei. Sunt tot felul de zvonuri, de mituri pe care și noi la Dr. Mit încercăm să le disecăm și să le arătăm ca fiind false, care sunt perpetuate în populația generală la greu. Cum ar fi chestiunea asta cu vitaminele. Nu ai cum să te pregătești de venirea unui virus decât prin imunitate specifică. Imunitate specifică înseamnă să te vaccinezi. Noi ca și nație, nu știu cât, dacă asta va intra pe post sau nu, dar noi suntem ca și nație, suntem o nație perdantă. Dacă este să ne uităm la gradul de cultură medicală care este reflectat de gradul de vaccinare. Și ciuboțica cucului și alte băuturi care te păzesc de COVID, de cancer și de nu știu, dragoste neîmplinită, tipul ăsta de soluție este o soluție care va face ca populația României să meargă către jos, către rău. Doar ca să dau un exemplu foarte specific. Când am, în 2009, când am deschis compania de celule STEM pe care am lansat-o în România, am contractul cu banca daneză de celule STEM, către care trimiteam probele de sânge ale pacienților români. Prevedea că testele de infecțioase vor costa atâta și vor fi făcute într-un anume procent. Și ne-au sunat colegii din Scandinavia să ne zică că ei vor să renegocieze contractul. Și am tratat ceva apucat. Păi noi când am făcut propunerea de preț și toate cele, am estimat un număr de teste de hepatită B. Și acum trebuie să facem de 4 ori mai multe. Zic, adică ce vreți să fie? Este că voi sunteți de 4 ori mai mulți infectați în România per 100 de persoane decât sunt în Scandinavia. Adică noi avem o incidență a hepatitei B de 4 ori mai mare decât o țară evoluată. Iar asta se datorează faptului că nu se folosește prezervativ, că personalul medical câteodată a dat dovadă de relaxare când a instrumentarul nesterilizat corespunzător. Exact. Până și nozocomialele noastre, bacteria nu trăiește în perete. Nu trebuie să dărâm clădirea ca să scape de nozocomiale, pentru că în perete nu este bine. Ea are nevoie de un mediu un mediu umed, care alt. Să se dezvolte, da, da. Exact. Peretele e trist, e rece, e neplăcut. Nozocomialele oriunde sunt portate către personalul medical, care merge la baie, nu se spală pe mâini sau se spală nerespectând protocolul sau sunt intervenții chirurgicale la care am participat și la care nu se poartă masca corespunzător sau nu se poartă mască deloc și după aceea când facem poze trebuie să refacem pozele cu măștile pe față și tot așa. Tot felul de chestii de genul ăsta. Eu aseară, azi noapte, am ajuns la urgență din nefericire, dar am avut bucuria să remarc că personalul de acolo era la fel de riguros cum a fost în toată perioada de pandemie. Aceleași măsuri, aceleași număr de măști, aceleași protecții, aceleași dezinfectante, aceleași reguli pentru pacienți și am simțit așa cei cumva... Cei care suferă. Am simțit așa cumva odată că nu vor să mai treacă prin perioadele acelea sau poate că atât de bine și-au împământenit obiceiurile încât au continuat sau și continuă cu aceleași măsuri de protecție. Dar mai mult de jumătate dintre români nu au acest sentiment pentru că știm care este rata vaccinală, suntem mai mult de jumătate suntem nevaccinați la acest moment și probabil că iarăși ciuboțica cucului. Oricum, asta este un prototip. Noi suntem un fel de model de populație medie, mediu educată, mediu financiar, ca putere financiară și din punct de vedere a voinței politice, iarăși medie. Un minut mai avem la dispoziție, Bogdan. Concluzia, trebuie să ne vaccinăm? Da, concluzia este, vaccinarea este sfântă, avem dovada că cei care sunt vaccinați nu ajung la ATI sau doar... Într-un procent atât de mare. Sunt de 9 ori mai mulți cei care ajung la ATI nevaccinați decât cei vaccinați. Și doi la mână,
ar trebui să ne spălăm pe mâini, să, dacă vedem că avem un simptom, să ne testăm cu test rapid și să ne izolăm. Bun. Mulțumesc. Asta sper să facem. E bine că nu mă anunți că iarăși vom sta încuiați în casă. Dar nu va fi prăpăd. Nu va fi prăpădul care a fost până acum, da? Dar nu va fi lockdown. Vom purta măști din nou în mall-uri și în spațiile comune și atât. Ai zis că nu vrei să fii mama omid, dar tatăl mit pot să zic, da? Așa încercăm. Mulțumesc mult de tot. Distracție plăcută acolo. Tu știi ce măsuri îți iei astfel încât să nu te întorci la București... Respect sufocat indicațiile statului român și anume nu mi s-a zis că nu voi purta. Apropo de indicații, am călătorit recent cu avionul și undeva la vreo 20 de minute așa ni se repeta faptul că putem să purtăm masca de protecție în cazul în care vrem să ne simțim în siguranță. Faptul că spuneau putem îți dădea cumva de gândit că hai fă, pune-o totuși. Da, avionul este un mediu cu risc. Da, foarte doar puțin. Cine mai fac, zi. Nu purtați masca așa, sub nas și pe gură, pentru că este un semn trist asupra coeficientului IQ al purtătorului. Coronavirusul se ia pe nas și pe gură. Dacă ții masca așa, sub nas, dar pe gură, ești hilar. Mulțumim! Mulțumim mult! Distracție plăcută, spuneam, să te întorci și eu sănătos la București și... Ai putea să-ți programezi peste vreo 3 săptămâni, 4, o nouă întâlnire cu noi, pentru că ne apropiem de acel septembrie, începe și școala, exact. Și cine știe cât s-au întors din concedii, de unde s-au întors. Turcia, am înțeles că este foarte darnică în acest virus. Rămâne să analizăm puțin mai târziu ce se întâmplă, cu ce s-au întors românii și ce ne dau și nouă. Și cum luăm, dacă luăm și cum reacționăm. Dar o să vorbim asta peste 3 săptămâni, 4. Ne revedem. Așa. Mulțumesc mult! Aici se încheie ediția de astăzi, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, ne revedem peste o săptămână. Până atunci însă, nu uitați, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Pe curând!